Hei prieteni, eu sunt Little Edu și astăzi vom zbura din nou în lumea fascinantă a tehnologiei. Vom descoperi un domeniu magic numit inteligența artificială. Chiar dacă sună științific, este la fel de interesant și captivant ca o călătorie în spațiu. Ești pregătit? Așa că hai să zburăm! Știai că în spatele multor lucruri pe care le folosim în fiecare zi se ascunde un prieten nevăzut? Se numește inteligența artificială sau AI pe scurt. Inteligența artificială este peste tot în jurul nostru și fie că vă dați seama sau nu, oamenii folosesc inteligența artificială în fiecare zi. AI este ca un creier electronic care învață și gândește în mod similar nouă, oamenilor. Chiar dacă nu este vie ca noi, poate să rezolve probleme complicate și ne ajută să luăm decizii mai bune. O parte tare interesantă a inteligenței artificiale este că poate învăța din experiențele trecute și poate face lucruri mai bine pe măsură ce primește mai multe informații. Să zicem că oamenii folosesc AI pentru a face mașinile să conducă singure sau să recunoască fețele noastre în poze. Chiar dacă AI este folosită astăzi, oamenii de știință din domeniul informaticii prevăd că inteligența artificială va fi și mai importantă în viitor. Din acest motiv, multe domenii vor avea nevoie de asemenea ca noi să înțelegem cum funcționează AI pentru a putea rezolva probleme importante. Acest lucru este deja valabil pentru mai multe profesii din prezent. Medicii folosesc inteligența artificială pentru a diagnostica pacienții pe baza scanărilor medicale, cum ar fi radiografiile. Astronauții pot folosi modele de inteligență artificială pentru a detecta exoplanete sau planete din afara sistemului nostru solar. Dar, uite, e important să știm că inteligența artificială are nevoie de ajutorul nostru pentru a fi cea mai bună versiune a ei. Cum? Prin programare. Programatorii creează coduri speciale pentru a ajuta AI să învețe cât mai multe informații și să ia decizii corecte. Când ești copil, s-ar putea să nu știi încă exact ce vrei să te faci când vei fi mare. Viitor președinte, medic, avocat, antreprenor, profesor, om de știință, actor sau poate că știi cu siguranță care va fi cariera ta. Oricum ar fi, există șanse mari ca AI să aibă legătură cu viitorul domeniu în care vei lucra atunci când vei fi adult. Dar nu ne oprim aici. Hai să ne îndreptăm atenția spre o altă destinație magică, robotica. Robotica este un domeniu relativ nou, care aduce împreună știința și ingineria. Specialiștii în robotică proiectează, construiesc și utilizează roboți, mașini create de oameni, pentru a îndeplini diferite sarcini. Roboții au înlocuit deja oamenii în multe industrii în care existau o mulțime de sarcini simple și repetitive. Exemplele de aplicații ale roboticii sunt fabricarea de automobile și de bunuri sau locuri de muncă în locuri periculoase pentru oameni. Un domeniu tare interesant legat de robotică este roboții inteligenți. Aceștia sunt roboți care pot învăța din mediul lor și pot lua decizii în funcție de situații ca niște mini supereroi. Să nu uităm de educație. Atunci când învățăm despre AI și robotică, deschidem uși către o lume de cunoaștere și descoperiri. Putem crea roboți prietenoși, putem înțelege mai bine cum funcționează tehnologia din jurul nostru și putem găsi moduri ingenioase de a ajuta lumea. În concluzie, prietenii mei, învățarea despre inteligența artificială și robotică este o călătorie magică spre viitor. Știai că matematicianul John McCarthy a inventat numele de inteligență artificială în anul 1955? Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și ca de obicei am zburat. Sper că informațiile oferite de prietenii mei de la Luxoft au fost foarte valoroase. Eu chiar am învățat acum despre inteligența artificială și despre cum aceasta ne ajută și va fi o componentă foarte valoroasă în viitorul apropiat pentru toată lumea. Vă invit să rămâneți curioși și să explorăm acest domeniu minunat. Nu uita de like, share și subscribe și până data viitoare, rămâneți curioși!